E cu vedete la pirați. Neamărin e de vină, căci s-a visat patron. Hai să ne bronzăm, Doriane! Mamă, ce tare faza! Ne bronzăm pe Caldarâm, ce mișto! Wow, concept, concept! Și atâta cu... Ah, e bio faza. La un moment dat, când am ieșit din restaurant, toată echipa era întinsă pe jos. Bineînțeles că m-am întins și eu să fac o plajă așa, îmbrăcat pe trotuar. Și de ce stăm așa, tipilor? Să ne ridicăm la 3, 2, 1 și... Ne zi. Echilibrăm în feng shui-ul. Liniște! Hai! Tu, firați ai să fiți. Hai! Și unul cum ne bate Neamărin, nu vreți? Extrem de bine dispus și nu numai și eu, și Rubi, și Rona, și Edi, toți ne simțeam bine. Opa! Ucă-ți de aici! Ucă-ți de aici! Ucă-ți de aici! Am rememorat cât am putut să mai rememorăm de azi noapte, cum ar veni. Liviu Parastas! Ca si se zumulește scârciuna! Oh! Azi noapte s-au scris niște cântece, un album, aș putea spune, pentru Andrei și Neamărin în special. Trebuie să ștergem ăsta, băi. Ce? Trebuie tot făcut. E jale. M-am trezit de dimineață frumos și ne-am apucat să facem terasa pentru că era un pic dezordin. Serviți ceva? Doriți ceva, doamnă? Abilitați? Mai vă dăm, da? La un moment dat, când ne-am luat noi cu vorba stânga-dreapta, stânga-dreapta, ne-am uitat, aveam doi clienți. Care oamenii săraci nu știau că noi avem o terasă privată. Ce aveți, un cafea? Cafea nu avem, doamnă, că s-a plecat. Și nici fresh-ul ăsta e ce să fac, dar de-abia ne-am deschis. S-a plecat, da. S-a plecat și după ce s-a plecat, o și plecat. Nu-l căutau pe Neamărin. Cine să caute pe Neamărin? O cafea și o limonadă, ceea ce noi nu mai aveam. Cafea chef. Și limonadă. Nu mai aveam cheful. Vreau bucate. Bun. Da, dacă nu, asta e, ce zău, închidem. Pentru că în stil mare nu putem, așa cu deamantul cum era Neamărin. Și am gonit clienții, că nu era ce trebuie. Dacă atâția avem de mult, trebuie poți să faci curat cu clienții pe terasă, nu ai cum, că nu e etic. Hai să mergem să facem rost la pizzerie, la Levent. Să-i zicem că avem nevoie de niște pizza. Sucuri trebuie obligatoriu. Sucuri să luăm. Nu mai avem deloc. Let's go! Bună ziua! Marin Barbu mă numesc, să rămână. Am mers la aeroportul din Tuzla, unde e și școală de antrenament, e școală de pregătit piloți. Am luat un restaurant la Mangalia și vreau să ne ajutați până să facem o reclamă. Dacă se poate. Avem un bene? Păi noi vă putem ajuta cu o tractare de steag cu avionul. E foarte da, bine. Da, pentru asta ar trebui să plătiți ceva. Primul lucru care trebuie să-l facem, să spălăm două avioane din astea. Foarte mișto la Tuzla, eu am mai fost acolo și este un loc superb unde sfătuiesc oamenii să meargă dacă vor să piloteze un avion, fraților. Pentru că acolo este școală de pilotaj și poți să te ridici în aer cu un avion de 2 sau de 4 persoane și poți să-l conduci tu. Care muncește mai bine va primi ca premiu un zbor cu avionul. Oh. Da? Cel puțin eu îmi doream foarte mult să mă dau cu avionul, mai ales cu ăla atât de mic, era un avion de 2 persoane, adică, super tare. Haide! Hai să împingem avionul. 5, 4, 3, 2, 1. Hai. 5, 4, 3, 2. Eu mi-am dat seama că avionul e foarte lejer, este într-un fel de plexiglas făcut, e foarte fin, e o fibră, de fapt. Cu botul în ce direcție? Doamne, hai, atât. Să prind un avionaj, sărăcuțul. Gata, ok. Wow, ce special. Hai. Aveți burete? Hai, ne apucăm de treabă. Salut, salut. Liviu, e Andrei. Hei. Cum am ajuns la pizzerie, la Levent acolo? Te-am o rugăminte, nu vreau să te deranjez foarte tare, am să mă spun. Și vreau să fac și eu o pizza cu mâna mea.
Sigur. Dar eu fiind curios din fire, pentru că sunt foarte curios și mi-am dorit foarte tare să văd cum se face această pizza. Sigur, vă dau și o costumație. Da, dăm ca să nu să fim în regulă, să fim legali. Tot timpul mi-am dorit de așa ceva, să mă pun de bucurie în gură. Cum se apasă? Pe ăla de acolo din cap. Apasă pe ăla din cap, din spate. Ține apăsat și dă de ăla. Oh, yes. Un bidonaj trebuia să-l dăm și foarte delicat și gentil și pasional trebuia să-l ștergem. La Marine, nunta ta, Marine, Marine, tot vulciu mai plângea, mă tracă Marine. Că pontonul se scufunda, Marine, Marine, și-l tot acolo la Mali, acolo Mangalia, acolo Mangalia, mai dragă Marine. Șef Scărlătescu? Minciună. O glumă. Șef Sorin Bontea? Două glume. Șef Florin Dumitrescu, pe lângă mine, e mecanic auto. Lăsați-vă de meserie, băi. L-am rugat pe bucătar, pe șef bucătar, Pizzaru, să mă ajute. Așa, să am domnul Pizzaru? Pizzaru îi zice, măi, Pizzaru. Și ce vreau să fac aia cu... Pizza acrobatică? Da. Știi să faci? Nu? N-am exersat. Ia și învață atunci și tu. Foarte tare, bravo, băi, Livile. Senzație ți este, uite ce frumos. Și acum faci altceva, faci tăieței din ea. Care era visul tău? Să arunci cu pizza să faci așa? Visul meu era să fac olem, doamnă, obile, doamnă, endo. Dar prost ești, mă, să moară viața mea, ești prost. Ta. Și te-ai dus direct. Deci ai făcut pizza toată mea. Au, au, au! Dă-mi voie să te felicit. Sunt foarte talentat, dragul meu, foarte talentat. Mulțumesc mult de tot. E mișto să iasă ceva din mâna ta, știi? Și mi-a ieșit pizza extraordinar de bună. Mi-a părut bine că am lucrat împreună. Și mie. Frigitare cu cuptorul ăla, nu? Poți să mă uit un pic? Ăsta e nou, nouț? E nou? Am văzut că l-am montat. Este pentru prima dată în cei 60 de ani de viața ai mei când ajung într-un hangar unde sunt avioane de dimensiuni mici și elicoptere. 2, 4, 5, 10. Niciodată nu m-am apropiat atât de mult de un elicopter să-l văd, să pun mâna pe el, să-l simt. Chiar mi-a plăcut. Nea Marine, noi am terminat, vino să vezi ce frumos a ieșit. Am avut așa un fel de competiție între noi. Eu am dat toată silința să fac treabă bună când am văzut că rezultatul spălării de avion al lui Rubi era aproximativ. Dacă n-am spălat la avioane... A, sub burtă aici, uite, ia uite-mă. Burti. Uite aici. Am uitat să-l spălăm ia sub burtă. Uite aici, burtă. Da, burtă, burtă. Eu vreau să mă urc pe coadă. Din dorința de a face avionul fericit, bine, și din dorința de a mă simți mama dragonilor. Bă, bă, bă! Firia cu să fii de nebună când păi îmi spune... Păi am zis că pot, am văzut cum s-a uitat zis? Doamna. Cine ți-a zis s-a că pot? S-a doamna afirmativ la mine. După aia când am văzut cu Doamne Dumnezeule, mi-am dat seama că nu-i zice, Doamne, ce frumos e. Ăla era cât păcit să dea de beton. Foc și panică. S-a agitat toată lumea, oleu, oleu, se rupe avionul, se nu știu ce. Nu, dar m-am oprit fix la timp. Sunt foarte norocoasă. E super puterea mea. Super lucky. Iresponsabilă. Mintea lor e numai la muzică, la distracție. Am primit ca cadou pătrunjel. Da. Ca cadou. Da. Și detergent de vase. Nu leșinați lumea, dragă, când te-a văzut în piață? N-ai făcut furor pe acolo, n-am făcut accidente, nu s-a împiedicat nimeni? Nu, pentru că ce? N-am putut să fiu fermecătoare, pentru că sunt foarte beteagă. A, ești beteagă asta? Da, ce-ai făcut azi noapte? Angie, după petrecerea de la restaurant, a continuat petrecerea la ei în cameră, până la cât au putut. Și normal că dimineața Angia mea iar nu funcționa. Angie când a venit la emisiunea asta a zis: eu îmi dau toată viața pentru Neamărin, Neamărin. Eu n-am zis așa. Eu am zis: oi, Doamne, i-aș da cu ceva în cap. Diferența dintre mine și tine este că Neamărin când pleacă, eu îmi pleacă.
Și de aici au început mici divergențe între noi. Că cum adică tu vrei să spui că ce vrei să spui, că ce nu știu ce? Am uitat să vă zic că Marlena suferă de sindromul de Stockholm. Adică maltratadorul se îndrăgostește de cel ce maltratează. Și tu suferi de sindromul. Și eu m-am îndrăgostit de Neamărin, adică. Îndrăgostit de Neamărin, pentru că tata s-o azi, Neamărin te părăsește, dar nu-l părăsești. Când zice Neamărin... De când a venit. Da, că-l părăsesc cu un tepi Neamărin. Tu suferi de sindromul de Stockholm, care mai nou se va numi sindromul Neamărin. Aha, și eram atât de obosită și eu încât i-am luat punga de pufuleț și i-am dat-o în cap. Ăștia s-a lui Scărlătescu, na! Ăștia s-a lui Scărlătescu! Băi, câte ai gărea, ai mâncat? Și normal că de aici a pornit nebunia și... P***o-ți, maicoșul tău, de p***o și ești! Ciorba! Ciorba! Ce p***o? Ciorba! Cu furculițe de unică folosință, cu... Deci era dezastru în bucătărie. Încerge dimineață! Gata, pace! Eram plină de pepeni, de pufuleți, furculițe nu mai aveam, nu mai aveam ce să mai punem la pachete, era un malder de bonuri, trebuiau să plece, Angie habar n-avea ce era de mâncare, cum să pune și ce să pune. Să rămână! Am plecat la depozit să mergem să luăm băuturile. Suc aveți? Suc, dacă vrei, băuturi dincolo, puișor. Ai și mai mâncare și de gumi. La primul depozit nu erau băuturile, am fost în al doilea depozit, unde ce credeți că erau paste? Pastele acolo, la un sos bolonez? Cum să le prepar? Să le fierbem un pic, să nu? Cred că da, cine e bucătar știe. Păi ce, noi suntem bucătari? Profesionale, Google, ești nebun? E rupem. Ia uite aici, profesionale. Și am luat paste. Am luat pene. Pene, chiar pene, așa, pene, suc, sos. Suntem de specialitate, suntem patron, nu suntem suc cu agarici. Acid, suc fără acid. Maxim. Problema la cât au câștigat la Asia Express acolo, câte... Ia, uite, vedeți? De asta n-a să... Ce să mai... Deci ce trebuie să... Cum? Mi-a adus aminte că nu mă râște. Am pierdut banii, uite pe aici, n-au trecut. Vă punea puțin la treabă. Exact ce ne trebuia, doamnă. 50%, dar așa ați pierdut. Și ne-am întors aici la ponton pentru că urma să înceapă petrecerea. Veniți aici. Băi, veniți la mine aici. Pardon. La un moment dat, în fața hangarului, eu i-am pus pe fiecare cu mătură, măturătorii profesioniști. Tu dai de aici până aici, da? Vino cu acea. Încep tu, Doriane. Dă-i. Dă-i. Coreografie. Și-o zi cu acea. Nu, vino cu la mine aici, da. Tu iei de aici, da? Încolo. Edi, vino cu acea. Edi. Și tu acum de aici încolo. Deci, veleitățile de coregraf al lui Neamărin... Se vede, bre, că ai lucrat la dansuri populare. Rubi, ce sincron faci. Rubi, vino cu acea. Pleacă unul, un metru și jumătate a ajuns ăla, după care al doilea. Așa. Hai toți la fel, și... Hai, toți odată, atenție, așa, și... Și, hai, hop, hop, hop. 1, 2. 1, 2. Și mă trau toți în același rid. Mărine te-aș învăța, dragă submarine. Toți odată, băi, toți odată. Ca să dai cu mândura, haide submarine. Mărine te-aș învăța, măi, submarine. Pe segmente, frumos. Ce să zic? Matematică, geometrie. Pentru munca prestată aici, eu consider că cel care și-a făcut munca foarte bine este ea. Tu. Așa că tu vei zbura. Ioana. Tu vei zbura cu avionul. Bruno. M-am bucurat că Neamărin îmi zice chestia asta pentru că e un drăguț, adică vrea să-mi dea un cadou, e un gest frumos. Dar, sincer să fiu, n-am vrut deloc. Bruno, Bruno, campioana! Eu nici nu știam că ne plimbăm cu avionul. Eu speram să nu ne puneți să ne aruncăm cu parașuta sau ceva. Ferească Dumnezeu, că mă enervează, că nu pot să zic nu la provocări și mi-îngheață inima acolo de frică și eu n-aș face asta niciodată. Vă mulțumim frumos, la revedere, mulțumim, sănătate multă. Ceilalți am plecat, am venit la restaurant. Nu avem apă deloc. Cum nu avem apă? Nu ai 5 sticle mâncați și gurată de apă plată și 3 de minerală. Noi când am adus băuturile noastre, ne-am dat seama că ne lipsesc multe lucruri. Și într-adevăr ne lipsea apă plată,
apă minerală, ne lipseau sticlele de vin pe care noi le-am cumpărat și... Le-am cumpărat și două le-am împrumutat. Două le-am împrumutat. Da. Băi, erau ale noastre. Erau ale noastre. Bună, fetelor. Bună. Salut, băieți. Servus. Da, exact. Acum punem și boxele și muzica și imediat venim. Peste. Avem o situație de rezolvat imediat. Hai, Andrei, un pic. Și când te trezești cu furtișa, cum te duci? În primul rând. La neamuri. Șeful furtișagilor. Da, exact. Nu vreau să văd dacă am cumva sticlele alea de vin, ce n-ai tu în gestiune aici. Și să vezi ce sparg eu toate sticlele astea. Stai să vezi ce sparg eu toate sticlele astea. Au venit hoții pe noi, mâinile țop, mâinile sus. Fiți drăguță. Nu intră nimeni. Fiți drăguță, nu-i mai simplu cu un telefon la unul. Când am venit aici, Angi țipa, urla, hoțu, nu știu ce. Domnule! Ia mâna un pic. Vezi-ți, mă, treaba ta la bucătărie. Tu vezi-ți la bucătărie, treaba ta ești nebun. Dar voi n-ați furat de la noi? Nu, ce-am furat? Ai, Doamne, cum n-ați furat? Am ieșit repede. Ei, mă, că e furată de astea. Hai să mergem. Hoții! Hoță și bandiță! Eu dacă eram la furat, furam doar niște paie și o țigă de vin. Furăm lighiane. Vinul meu? Noi furăm lighiane, noi nu furăm prăjire. Normal. Uite, jur, vreau să te cine, caut eu. Vreau să te caut. Jur să nu te caut. Ascultă-mă, liniștește un pic și zic. Nu vrei să vorbim și pământ să dai? Uite, dacă eu-s de vină, dai. Vreau stai așa un pic. Cine? În ele. Dă-te, gata, nu mai fac nimic. Dă-te, în ele. Nervos, a dat cu sticla pe șosea, a spart sticla, a aruncat bețele alea, a plecat. Dacă te mai prind aici, te omor. O să-mi iei boie de la căruțe. E o nebunie de n-asta între ei. S-a creat acum o mare nebunie între restaurantul meu și terasa lui, ce face el acolo. Stai pe că n-am făcut nimic. Ce n-ai făcut? Să iau ceva. Ce? N-am nevoie de ceva. Ce să-i? 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 M-am enervat de tare pentru că nu-mi stă omul la discuție. Tăticuțul meu nu mai stă la discuție, își reneagă copiii. I-am dat de băut, i-am dat de mâncat. L-am ajutat cu multe ustensile de aici de la mine. Dar clipa când începe să facă gesturi de genul ăsta, cu mine a terminat-o. N-ai găsit, mă, vinul? Nu era acolo, nu? Am luat sticla, am spart-o. Andrei, ce ai căutat acolo? Ce ai căutat acolo? Ce ai căutat? Lasă, 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 firea, lasă! Bă, dar prost ești, că mergi! Și m-a venit cu biciul să-l arunce, să... Și nu l-am prins, că am avut o piatră în mână. Dacă îi dădeam un cap, direct îi dădeam. A fugit, bă. Fuge ăsta ca Spiri Gonzales, ferească Dumnezeu. Top, 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 top. Să nu alergă drept. Alergă în zigzag. După nu care a venit după mine. A început să mă alerge aici, era... Noi aveam clienți. Noi aveam... Să nu vinzi că te luăm, mă, ce poți să-i ceri? Ce poți să-i ceri, bă? Ce mai poți să-i ceri? Dacă n-ai făcut nimic și te de bate. De unde să ceri dacă facem? Nu are? Acum că o să-i faci? Asta. Da, te mai da palma asta, pentru palma asta vin un pic acolo să fac ceva. Așa. Ce frumos, bre. Ai văzut? Da. Ești un lingou. Sunt frigiderele deschise? Deci... Și miroase și frumos. N-ai. A făcut n-ai, bai. N-ai ce să ceri. Deci... Ce să-i cer, ce să-i dat, da, vrei, da, mi-a, tâmpitule. Păi, te, idiotule, relația se ține cu un om. Stai de vorbă cu toți. Vrei să-i nu trai are, ceva mă, de la el? Ce păi ei tot ce are, ce să mai... Pașca ăsta, te ceri cu toată lumea, rămâi singur pe plantație. Vezi că am mai rămas cu tine să mă cert. Și te, uite atâta ești, uite atâta ești. Bă, tu hotărăște-te acum. Dacă vrei să mai continui bine, dacă eu, nu, hai la revedere, drum bun. Eu sunt hotărât, sunt foarte hotărât. Mie nu plac ăștia. Mie nu plac trătorii lângă ăștia. Cristiana, lucru așa, pe viață. Da. Orice situație de urgență o voi anunța eu. Da. Da? În situația unei aterizări forțate, eu voi da ordinul de părăsire a aeronavei. Da. Dacă nu mai sunt valid, părăsi aeronava deschizând panoul ăsta de aici, de la Monero ăsta roșu. Da? Da. Anunțați autoritățile. Da. Mi-eram panicată pe interior, nici nu vreau să arăt foarte tare. În partea dreaptă este stingătorul. Da. Și spate avem kitul medical. Da. În situația și mai neplăcută în care s-ar putea întâmpla să fim aterizați forțat pe spate, aveți aici mânerul ăsta roșu. Da. Trageți de el și se ejectează toată șandramaua. Da? Așa. Ieșiți târâși,
unde împărtați de aeronavă. Cât mai repede, da. Bun. Deci asta este, o să mă sui și eu și dăm drumul. Dar ne ajută! N-ai zis pene? Ai zis pene carbonara. Și carbonara cum e? Găția dracului! Din momentul ăla s-a rupt filmul, ca să zic așa. Să fii împăchit, îți aduc o mătură, câte paie ai într-o mătură? Facerea dă bine, mamă! Acum minute! Da? Nu, 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 bine! Cea mai tare experiență din viața mea, cea mai tare! Am ieșit profit. Păi le ducem. Eu am promis și mă țin de promisiune. Uite aici, 2000 de euro. Cât e vacanța de mare, Neamărin muncește în postura de patron, pe litoral. Afacerea îi merge bine, dar concurența contraatacă. Bună, fetelor! Ce faceți? S-a relaxat oarecum atmosfera așa, am văzut că toată lumea are loc și pot să stea liniștiți acolo. Am început să-i servim. Hai să vedem, mânuța sus, cine vrea pizza, mânuța sus, cine... Nu, doar cine vrea pizza, mâna sus. Deci ne-am nenorocit. Hai să dăm drumul la treabă. Atunci când au venit copiii aici, ne și-au dorit foarte mult să mănânce pizza. 10. Și restul paste, nu? Carbonara. Boloneze, că n-am luat carbonara. Carbonara e cu smântână. Pe căldura asta nu e ce trebuie. Cate greu la stomac. Ai zis pene, n-ai zis pene? Ai pene carbonara. Și carbonara cum e? Găcia dracului. A trebuit să cumpăr carbonara. Mă duc să iau o daia, mă, de carbonara. Și m-am dus din nou la depozit, că n-am găsit la Levent, la supermarket, carbonara. Am găsit la depozit. Mamă, 90 cu 78, 2 milioane am dat numai pe paste. Vine să-l omor pe Andrei. 2 milioane doar pe paste. Foarte scump. Și-am mai dat și pe paste, cu balea, 20 de lei. De lei. 20, 40. 40 de lei, 2 milioane 400. Am scris frumos cartea de rugăciuni, mi-am făcut rugăciunile alea cele mai importante, alea care dacă cumva exact după ce le-ai citit pleci în rai totuși, nimerești direct în rai, că știi că până ajungi în rai de fapt e un drum foarte lung. După ce am depășit această frică, frica de necunoscut până la urmă, știi? A început deodată să planeze. Nu mai tot ce la bază, n-are sens. Din momentul ăla s-a rupt filmul, ca să zic așa. Era o senzație incredibilă. Poate cel mai frumos lucru din viața mea. Am dus până la Coștinești, am văzut Epava, pe urmă am văzut o mănăstire, pe urmă mi-am dat seama că există multe plaje neexploatate, că țara noastră e frumoasă, verde și cam pustie, toată coasta noastră. Și ce ar face francezii dacă ar avea așa o coastă? Ce ar planta? Neamăline, unde ești? Da și mie vrei niște paie, ai? A venit Andrei să-i dau niște paie de băut. E, uite, ca între vecini, Tache și Cadâr. Tache poate să-i dea lui Cadâr împrumut. Hai să le numărăm. Câte? 7 sunt. Uite, le număr eu. Bine. Corect. I-am dat 25 de paie de la mine și zic, tu când mi-aduci, mi-aduci astea, plus vin o să-ți arăt. Și am ieșit cu el în stradă și am mai numărat 30 și ceva. Ca să fii împăchit, îți aduc o mătură. Câte paie ai într-o mătură? 200 și ceva. Mii. Să iau paie de acolo. Paie de acolo. Câte? Paie? Ai zis paie? N-ai zis paie? Vezi, făcă-i facerea. Facerea dă bine. Mamă? Acum minute. Da? Nu, 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 bine. Copii, 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 copii. Copii, copii, copii. Eu cred că Andrei a devenit foarte responsabil la ceea ce se întâmplă acolo. Voi băieți ar fi bine să beți fără pai. Că nu, nu că nu mai sunt, da? Nu mai sunt. Ia mai. Mă rog. Ne-am apropiat deja? Pot să zic că am trăit un vis și foarte scurt visul respectiv. Când am coborât, aveam așa niște turbulențe și mi-am dat seama că acel avion se adapta și cobora foarte frumos. Și măcar arătat, nu-i agresivă?
fost superb, superb. I-am mulțumit lui Neamarin în toate felurile. Zic, Neamarin, mi-ai făcut cel mai frumos cadou. I love you, Neamarin. Love, love. O să se usuce cam repede usturoiul ăla. A venit Liviu, s-a întors cu sosul de carbonara și m-am apucat de treabă. Vezi că ai 7-8 porții. Eu arunc aici acum. Carnea, da? Da. Că durează și la carne. Două. Am vrut eu să gătesc pentru că am simțit că trebuie să fac ceva pentru copiii ăștia și altfel dacă mănâncă de la mine și eram convins că mă descurc. Amestecă bine acum, că e groasă cu uleiul, ca să se absorbe tot uleiul ăla și se lipește imediat. Nu se lipește, care fund ăla de creso? M-a ajutat și Raluca, a tăiat usturoiul și cărnița în cubulețe. Asta e maximul, nu? La asta, la regat. Da. Nu e maximum, ba da, e maximum, e la maximum. Ia mai verific. M-a ajutat și Andrei, a stat paravânt. Că bătea vântul și se stingea focul de la aragaz. Așa am început de fiecare dată. I-am adunat pe toți, am pus banii pe masă, cum fac de obicei, cu facturile. Sunt extrem de curios să văd dacă am ieșit pe profit, dacă luăm premiul ăla de 2000 de euro și mai presus de toate dacă există premiul ăla de 2000 de euro. Am zis așa, am plecat cu 6000 de lei. Așa. Da? Sunt aici, 6000 de lei. Ați făcut plus 1000 de lei, plus 880 de lei. Premiul trebuia câștigat, nu? Pentru că echipa noastră a mers foarte bine și am avut o chimie foarte bună. Am mers toți așa cu același flow. Deci este echipa care a făcut cei mai mulți bani de când am început aici. E munca voastră, eu vă felicit pentru acest lucru, dar trebuie să nu uitați un lucru. Că eu am un pariu cu băiatul meu. N-are cum. I-am dat 4.000 de lei împrumut și a luat angajamentul că el își deschide afacere și va face 4.000 plus 400 plus un leu sau mai mult decât voi. Faptul că nu este aici înseamnă că deja e rușine să mai dea ochii cu mine. Mirosima carbonara. Vă e foame? Copiii începuseră să cam... Le cam gheorțuia burta, ce să, hai să fii serios. Aveau matele, dacă închideam muzica, se auzeau matele pe cuvânt. Era o ceață în stomacul lor. Le era foame. Ca să știți din cauza cui suferiți de foame, da? Colega voastră care a avut carbonara neapărat. Vă e foame? Mamă, păi dacă făceați foame n-o să din Asia să murând, dacă nu ai, vă trați pe jos pe aici. Erau triști, stăteau așa supărați și așa oare când o veni mâncarea. Dar l-am sunat pe Levent și imediat a dat comanda și ne-a venit cam în 20 de minute. În 20 de minute au venit pizza. Cine a vrut pizza? Cu! Așa, așa, așa. Lați, lați că am venit. Când au văzut copiii pizza s-au relaxat. Chiar în același timp, chiar a venit pizza în același timp cât am făcut și sosul carbonara, sosul. Că pastele fierbeau, am pus foarte multe paste, ce credeți, nu mai aveam apă. Pune cu șuncă deasupra să fie mireasmă, că te vede primul și ce mamă, ce mișto le-a făcut. Bă, nu pune mult așa. Pune mai, întinde mult peste așa. Opa, ajunge că ne exagerăm. Ia uite porție, mâncați-aș gura, mănâncă toată familia. Wow. Ha? Cu plăcere, ea se grăbește, de-aia e prima. Pastele mele au ieșit ude. N-am avut cu ce să le scurg. Ele trebuiau într-adevăr puse într-o... Trebuiau scurse. Scurgătoare în ceva, să lăsate acolo câteva minute. Noi, din păcate, n-am avut sită, nu avem chiar toate condițiile. Și atunci, sigur că le-am servit un pic umede. Nu au fost nici foarte rele, dar nu, nici wow. Dar apreciem foarte tare că au fost făcute de el, gestul contează. Avem o surpriză pentru voi, pentru cei care n-au rău de mare. Da. Și dacă vreți să mergeți cu noi, da. Pe ponton aici aveam o barcă pregătită a unui prieten de-al nostru care ne-a promis că ne ia cu bărcuța și am zis dacă ne ia pe noi doi să luăm și noi copiii cu noi, să le facem o petrecere de neuitat, o croazieră de neuitat. Și spre surprinderea mea chiar s-au bucurat și eu chiar i-am simțit, erau niște copii atât de cuminți și atât de liniștiți și de educați și de sinceri. Am fost puțin șocat pentru că nu mă așteptam să mă ridic de la masă și să mă duc să mă plimb cu iahtul. E tare rău, bă. E tare să fii tânăr, bă. Da, bă, după cuvântul meu. E tare rău să fii tânăr. Simți energia, nu? Da, și vreau să spun ceva. Copii cu minți și cu bun simț. Ca să fie așa, că dacă ești cu golanda aia, n-are niciun caz, știi? I-a aruncat după bărcă. Voi sunteți, da, copii educați, frumos, e frumos tare.
Eu chiar dacă m-am născut aici, nu am mai fost până acum și a fost o experiență wow. Prima dată cu barca cu Liviu și Andrei. Frunzele și iarba, frunzele și iarba, soarele și barca, valurile barca, în care pluteam și pluteam și pluteam și pluteam. Chiar a fost amuzant, ne-am distrat. Au făcut poze, au făcut filmulețe, au cântat, au fost foarte fericiți că li se întâmplă lucrul ăsta. O să rămân cu o amintire foarte frumoasă după petrecerea asta. O petrecere de succes are și astfel de momente, surprize care reușesc. Că mai sunt surprize, nu dau nume că sunt așa, vis-a-vis unde surprizele nu reușesc. Ce-am că sunt 12 milioane. Ce-au, au ieșit profit de 500 astăzi, au ieșit bine. Bun. Cea mai bine. Nu? Da. Deci am ieșit un profit de 5 milioane în câteva ore în care chiar ne-am simțit bine. Chiar ne-am simțit bine. Deci noi tot asta trebuie să facem, petreceri private, ne-am gândit. Noi trebuie să facem petreceri private. Am ieșit profit. Păi le ducem. 5 milioane. Așa. Și ieri am câștigat 1 milion. Yes. Avem în tot. Și o gaură aia de 7 milioane. Suntem minus mult. Nu ne-am luat gândul de la acest câștig de 2000 de euro, pentru că noi n-am făcut asta acum doar pentru acest câștig. Noi am făcut-o pentru noi, pentru copii. Și pentru sufletul nostru, pentru sufletul că noi suntem mai mult caritabili. Săptămâna viitoare o să-i demonstrăm lui Neam Moș Martin. Noi vom câștiga cu această terasă. Eu am promis și mă țin de promisiune. Uite aici, 2000 de euro. Băi, se pare că există premiu, ești nebun. Așa cum am promis de la început că dau un premiu la cel care a fost cel mai responsabil, cel mai muncitor, cel mai serios. Am fost atent la tot ce ați făcut voi în aceste 4 zile. Toți ați muncit, toți v-ați făcut treaba, unii bine, unii foarte bine, unii foarte, foarte bine, unii extraordinar de bine. Așa că eu, ăștia 2000 de euro, Angie, bucătăria nu e inclus. Ăștia 2000 de euro îi ofer lui Edi Stancu. Banii a câștigat neamului Edi Stancu, au rămas bani în familie. Nu pentru că este fiul meu, și că el chiar și-a luat toată treaba în serios. Ok, eu am fost un tip serios care mi-am făcut toate treaba, dar fără ceilalți nu puteam să fac tot, e clar. Și sunt obișnuit să am echipă, știu, eu sunt coregraf, eu știu ce înseamnă să ai echipă, toți trebuie să fim ca un tot unitar și mi se pare că acest premiu a fost câștigat clar de echipa noastră. Am avea două variante. Una ar fi să împărțim banii pentru că toți am muncit pentru treaba asta. Dar ar mai fi o variantă dacă colegii mei sunt de acord. Să-i donăm. Să-i copiilor de aseară care au avut cauza aia pentru copii orfani. Bravo! Bine! Bine, frățioră! Bine! Bine, frate! Premiul a câștigat Edi și am fost extrem de încântat de alegerea pe care a făcut-o. Ba chiar nici nu am înțeles de ce ne-a cerut și nouă voie, dar a fost foarte drăguț, că a zis că dacă sunt și colegii mei de acord, până la urmă era premiul lui, putea să facă ce voia cu el. Sunt foarte fericit că am cunoscut pe oamenii ăștia, pe Angie, pe Marlen, Dorian, Ruby, Rona, echipa fantastică, pe bune, deci îi iubesc pe toți și sunt inspirație pentru mine. Sănătate acasă, drum bun, vă aștept, a fost a 10-a, a 10-lea, să fii sănătoși, baftă! Mă, o să fie doar, îmi pare rău deja că plec. Deși am muncit extrem de tare și mă simt obosit, foarte obosit, mă simt foarte relaxat psihic. Hopa, drum bun, Neam Marin! Mua! Seara trecută pentru mine a fost o seară deosebită și m-aș bucura ca mulți tineri ca voi să facă aceste gesturi frumoase. Copiii erau destul de așa fericiți că ceea ce fac ei contează. Ne-am bucurat foarte mult că am câștigat cei 2000 de euro pentru că am avut profit și am făcut treabă. Și acești bani vrem să vi dăm vouă, să îi folosiți în continuare în scopul vostru pentru a-i ajuta pe copiii pe care i-ați ajutat aseară la petrecere. Așa că acest cec de 2000 de euro pe care l-am primit eu, vi-l dau vouă mai departe să vă duceți copiilor. Cea mai mare surpriză pe care
am putut-o primi vreodată. Edi a dat dovadă de foarte, foarte multă bunătate și a făcut un gest extraordinar și chiar nu ne așteptam la așa ceva, a fost o surpriză imensă. Eu știu că el este foarte sensibil, este un om care iubește oamenii și mai ales copiii și m-am bucurat tare mult că aș fi oferit mai departe acești bani. Aduceți cât mai mulți pe lângă voi, că e nevoie. În țara asta e nevoie să ne ajutăm între noi. Toată echipa noastră aplaudă gestul lor și îi sprijinim atât pe ei cât și pe toți oamenii care fac lucruri caritabile, care sunt frumoși, care vor să ajute, care vor să facă ceva frumos. Săptămâna viitoare rămânem toți la mare. Afacerea lui Neamărin prosperă. Dame două de azucar, dame una de azucar, dame două de azucar, baila morena. Se schimbă echipa de lucru și aportarea ei. Cum la ce mă stesează? Eu mă numesc Marin Barbu, mi se zice Gigi. Coco? Eu știam ce trebuie acolo. Bă! Ai rupt aia, ai rupt aia! Că, mă, să moră. Ce nu se schimbă e profilul concurenței. De gata, stop, oprește. Mamă, arde! Cine m-a pus sare? Cine a pus sare? Mă bați pe mine pentru ăla? Nu mai știu ce mă doare, nu mai știu ce mă doare. Băieții fac tot ce pot ca să-și ridice și ei afacerea. O să vorbesc cu Neamărin și o să ți trimit cheile ție. Legal, am luat foc. Firma, mătii! Firma voastră! N-am mai putut să asist la măcel. Stai bre, că abia mi-am revenit. A ocupat forțat un domiciliu. Mi-ai stricat hainele, ia uite bre, ce mi-ai făcut. Rivalitatea va exploda într-un șir lung de furtișaguri. Practic mi-a furat în fața mea. Răzbunări și răutăți de ambele părți. Zic, stai să vezi ce iese acum. Va fi cu zgomot, va fi cu furie. Nu se poate așa ceva. Stai, nu! Va fi cu tam-tam, cu Neamărin la mare. Bă, ne-ai dat banii!